Bună ziua, sunt Alex Roșca și vă spun bun venit la o nouă emisiune Ora de Risc, pentru că astăzi este ziua asigurărilor de sănătate și viață aici la FIAR. Evident, avem și o emisiune dedicată asigurărilor de sănătate. Îi avem astăzi alături de noi pe domnul Dan Constantinescu, membru în Consiliul CSA. Bună ziua! Bună ziua! Pe doamna Carmen Radu, membru în Consiliul Director responsabil al secțiunii de sănătate din cadrul UNSAR. Bună ziua! Bună ziua! Și pe colega mea, Andreea Ionete, Senior Editor Xprim Publications. Andreea, aș începe cu tine. Haideți să realizăm o scurtă introducere în subiect. Care este stadiul în care suntem cu discuțiile în acest moment? Bună ziua, în primul rând. Bună ziua și invitaților. Vorbim astăzi despre reforma legii în sănătate. Despre stadiul actual nu prea putem vorbi la acest moment, dar vorbim despre probleme vechi și soluții noi, sperăm noi. Și am vrea, de fapt, headline-ul emisiunii de astăzi ar fi parteneriatul optim dintre sistemul public și cel privat în reformarea sistemului medical. Situația nefericită a sistemului medical din România nu mai constituie de mult o necunoscută pentru nimeni. Soluțiile vociferate dispar, apar la fel de repede. Și, așa cum spunea domnul Dan Constantinescu în cadrul conferinței de astăzi, totul a rămas la stadiul de bune intenții. Avem un nou guvern, autoritățile ne-au asigurat că până în luna iulie vom avea un proiect de lege care va fi lansat în dezbatere publică. Astăzi s-a discutat despre metode și variante pentru un acces echitabil al populației la servicii medicale de calitate, despre rolul pe care asigurările private de sănătate ar trebui să-l aibă în tot acest context al reformării sistemului sanitar, dar și despre crearea unui mediu general de promovare la nivel de societate a acestui subiect din partea tuturor actorilor implicați. Și aș vrea să le adresez invitațiilor de astăzi întrebarea la modul care ar trebui să fie direcțiile principale ale reformei, pentru că spunea domnul Dan Constantinescu că este nevoie de configurarea unei strategii pe termen lung și după aceea de o etapizare a reformării celorlalte aspecte. Da, cred că dacă vorbim despre reforma sistemului de sănătate, trebuie să pornim de la niște realități. Și cea mai cruntă realitate este subfinanțarea și gestiunea deficitară chiar a fondurilor existente. Ori, într-un asemenea context, este limpede că reforma trebuie să înceapă cu reforma sistemului de asigurare a sănătății. Cu alte cuvinte, trebuie să pornească de la reforma modalităților de structurare a resurselor și de repartizarea lor în cadrul sistemului de sănătate. Altminteri, dacă vom continua să considerăm asigurările de sănătate, un paliativ, un apendice, orice doriți dumneavoastră în afară de osatura întregului sistem, nu vom face decât să cârpim la actualul sistem, pentru că soluția de bază, aceea a extinderii finanțării, nu poate să vină din altă parte. În al doilea rând s-a vorbit de parteneriat. Parteneriat înseamnă două părți conceptual egale. Asta înseamnă egalitate, înseamnă transparență, înseamnă respectarea legislației și în special a legislației europene și nu în ultimul rând înseamnă a-ți face ordine în propria ogradă. Asta înseamnă că raționalizarea fiecăruia dintre cele două sisteme trebuie să preceadă realizarea unui parteneriat. Din perspectiva asigurătorilor, din perspectiva autorității pe care o reprezint, pot să apreciez și să afirm faptul că sistemul de asigurări privat din România este pregătit pentru acest parteneriat. Și avem suficiente argumente, mă refer la gradul de acoperire, rețeaua teritorială bine acoperită și bine structurată între partenerii care lucrează în acest domeniu, mă refer la managementul companiilor, mă refer la expertiza individuală, dar mai ales la experiența dobândită, poate nu atât pe plan românesc, unde n-au avut, dacă vreți, capacitate de desfășurare, cât pe plan european și internațional. Și cel mai bun exemplu este exemplul implementării sistemului de pensii private, unde, de ce să nu spunem, asigurătorii au avut, dacă vreți, un rol de prim rang și s-a dovedit că în ceea ce privește partea care le revine, și anume aceea de a asigura un sistem financiar coerent, sistemul de asigurări este competitiv și sistemul din România este bine pus la punct. Doamna Radu,
Discutăm despre lucrurile clare. În ultimii 14 ani, de când, cum spunea Sergiu Costache, în primul număr al revistei Prim, scriam aproape despre aceleași lucruri, s-au vehiculat multe variante, au fost multe proiecte de lege. Lucrurile clare sunt următoarele. Indiferent de voință politică sau nu, e clar că o reformă în sănătate trebuie făcută și mai clar este că o reformă în sănătate are neapărat nevoie de asigurătorii privați. În acest context, dincolo de toate proiectele care s-au discutat, inclusiv de cel de la sfârșitul anului, inclusiv acesta care este în dezbatere publică acum până pe 30 iunie, din câte cunoaștem, cum s-au pregătit asigurătorii și, practic, ce vizați de la un proiect de reformare a sistemului de sănătate din punctul de vedere al asigurătorilor? Noi ne-am pregătit pentru mai multe scenarii. Pentru că, așa cum menționa și domnul Dan Constantinescu, din păcate nu există încă o strategie foarte, foarte clară. Și probabil de aceea am și ajuns aici să vorbim aproape despre aceleași probleme, fără a avea soluții concrete în acest moment, pentru că nu există o strategie clară. Sau nu, și dacă a existat, ea s-a schimbat foarte des. Deși, în mod normal, o strategie n-ar trebui să depindă neapărat de culoarea politică de la momentul X, care este la ce partid este la guvernare. Pentru că noi avem expertiza prin acționariatul nostru din diferite țări ale Uniunii Europene. Deci cunoaștem la nivel de Uniune a asigurătorilor cum au fost implementate sau cum funcționează sistemele diferite din diferite țări, cu plusuri și minus, pentru că niciun sistem până la urmă nu este perfect, el este perfectibil, dar nu este perfect. Am venit în întâmpinare și de câte ori am avut ocazia în toți acești ani, ne-am așezat la masa discuțiilor împreună cu reprezentanții Guvernului, a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Am venit chiar cu propuneri concrete. Deci noi suntem pregătiți atât pentru varianta în care, să spunem așa, asigurarea socială de sănătate ar rămâne în continuare în administrarea directă a statului pentru o anumită perioadă de timp, urmând ca să încercăm să dezvoltăm mai mult și spun urmând ca să încercăm în ideea că aici avem de asemenea nevoie de sprijinul politic pentru a dezvolta și piața de asigurări suplimentare, cea voluntară, prin introducerea unor facilități fiscale reale, care în acest moment, din păcate, nu există, urmând ca după aceea treptat să putem să preluăm în administrare privată și pachetul de bază. Și pentru că ne-am referit la pachetul de bază, din nou, probabil că acesta este un fel de cuiul pe pelea în acest moment, pentru că până nu definești pachetul de bază, nu putem vorbi de asigurări complementare și suplimentare, pentru că înseamnă că trebuie să te raportezi la ceva. Eu cred că cel mai important lucru, m-am bucurat că Ministerul acum a recunoscut că este nevoie de un studiu de impact. Ei sunt cei care dețin, de fapt, toate datele, dar le au în ceea ce privește date statistice, istorice, gradul de morbiditate al populației, pe anumite regiuni, bineînțeles că diferă, anumite boli apar în anumite regiuni și așa mai departe. Toate aceste date statistice, este nevoie de ele pentru a face un studiu de impact care din modele ar putea funcționa sau ar fi mai fezabil pentru România. Nu știu dacă într-adevăr se va face acest studiu sau vom ajunge din nou în situația că se va propune un nou proiect de lege fără a avea acest studiu, pentru că se pare că datele statistice sunt răspândite în prea multe locuri și încă nu au mecanismele prin care să le centralizeze. Dar indiferent de model, noi suntem pregătiți și prin expertiza pe care o avem, putem să ne aducem aportul împreună cu cei responsabili, de fapt, să pună în dezbatere publică proiectul de lege. Ce vreau doar să mai menționez este faptul că în acest moment, cred că cel mai important este să se definească exact care sunt sursele de finanțare
ale sistemului, indiferent că le administrează statul sau le administrează un asigurător privat. Și după ce știm exact care sunt sursele reale și procentul de colectare a acestor surse, să stabilim exact ceea ce de fapt putem oferi prin pachetul de bază. Și apoi, printr-o campanie de mass media, aceste lucruri să fie foarte transparente, consumatorul final, care este cel mai important, vorbind de sănătate, da? Să fie în cunoștință de cauză și cu siguranță după aceea vom putea vorbi și despre asigurări, dezvoltarea asigurărilor voluntare de sănătate. Mi-aș dori un pic să știu cum acționați la nivelul grupului de lucru. Acționați reactiv, aducând amendamente unui proiect care deja vine ca propunere din partea Ministerului sau oricare alte entități, sau aveți și propunerea dumneavoastră pe care încercați să le implementați în... Ambele modele. A depins foarte mult de echipa care a existat de partea cealaltă. Unii au preferat să vină din partea noastră niște propuneri concrete privind implicarea sectorului privat în reformă. Alte ori s-a întâmplat că am fost chemați în momentul în care ni s-a prezentat un proiect, urmând ca noi să venim cu comentariile aferente. Deci am lucrat cu ambele modele, ca să spunem așa. Câteodată am avut succes, câteodată nu. Și cred că, deși dumneavoastră v-ați referit că dincolo de voința politică, ce putem noi face, da, putem să facem aceste lucruri, putem să participăm, putem prin expertiză împreună cu toți factorii și toate categoriile implicate în reformă să lucrăm, să ne aducem aportul, dar dacă acea lege nu va deveni realitate, pentru că, așa cum am spus, perfectă nu va putea fi, experiența din țările Uniunii Europene, ca să mă limitez doar la Europa, fiind mai apropiată de România, ne arată că o reformă de genul acesta, implementarea și după aceea îmbunătățirea pe etape, durează undeva între 5 și 10 ani, da? Dar trebuie să ai un cadru legislativ pe care să poți să-l aplici și după aceea să începi să vii să îmbunătățești. La fel cum a fost și la pensii, reforma pensiilor, pentru că și acolo, în etape, în ultimii ani, s-au făcut mulți pași, transparență și așa mai departe. Dar au avut de unde să pornească. Domnule Constantinescu, cunoașteți foarte, foarte bine subiectul, tocmai pentru că de mai bine de 14 ani discutăm aceleași lucruri. Spuneați mai devreme în conferință că e nevoie de o strategie în acest domeniu. E clar, este un domeniu important, la fel ca și educația, orice reformă presupune o strategie pentru că impactul este pe 10 de ani de zile. Câți ani am pierdut până acum și din acest moment, când credeți că se va reuși o armonizare a tuturor decidenților, pentru că vorbim aici de decidenți politici, pentru ca o astfel de strategie să fie implementată în România? Dacă avem în vedere faptul că nu avem astăzi o strategie, toți anii de până astăzi sunt pierduți. Sigur, se poate recupera o parte din această perioadă printr-o concentrare a tuturor eforturilor, pentru că dumneavoastră spuneați de mai mulți decidenți politici. Eu vă spun că sunt mai mulți decidenți instituționali, pentru că, vedeți dumneavoastră, reforma sistemului este mult mai complexă pentru a fi cantonată într-un singur domeniu. Discutăm de sisteme de finanțare, discutăm deci de asigurări, da? Discutăm de reforma în domeniul furnizorilor de servicii medicale, reformă instituțională și așa mai departe. Și aici cred că important este să ne înțelegem fiecare rolul și nu să ne arogăm lucruri pe care nu le putem duce la îndeplinire. Este limpede că asigurătorii, iar în cazul nostru Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, trebuie să fie, să spunem, vioara întâi în configurarea propunerilor legislative vizând acest sistem de finanțare și modalitatea lui de, să spunem, reconfigurare. În același timp, noi ne oprim aici și trebuie să ne oprim aici, pentru că restul este treaba Ministerului Sănătății, a casei, și așteptăm însă ca această colaborare să continue. S-a dat exemplu definirii pachetului de servicii medicale de bază. El nu este în sarcina CSEA-ului, dar CSEA-ul are nevoie de el în ideea
de a putea susține segmentul asigurărilor complementare și asigurărilor suplimentare. De asemenea, tarifarea în domeniul spitalicesc, dar în domeniul medical în general, care este foarte diversă la ora asta. Practic e o necunoscută cât mă costă un anume serviciu, o operație de apendicită, banală dacă vreți, pentru că sunt foarte multe, depinde de conjunctură, de spital, de zonă, de tot ce vreți dumneavoastră. Ei, aceste lucruri nu ne privesc, dar de ele este nevoie în această colaborare. Ori a face o lege într-un anumit birou, fără consultare, și după aceea a susține că această lege este cea mai bună sau că este singura posibilă, sau a fi presați de timp, că asta e problemă, noi avem niște angajamente internaționale, nu cred că este lucrul cel mai bun. Și din această perspectivă, noi am oferit Ministerului Sănătății și avem o legătură, după părerea mea, insuficient exploatată, se poate mai bine, ar trebui un grup de lucru la nivelul inițiatorului, pentru ca aceste lucruri să se armonizeze încă din concepție. Este diferența, dacă vreți, între calitatea de concepție și calitatea de conformitate. Este mult mai ușor să reglezi niște lucruri în momentul proiectării unui sistem legislativ decât în sistemul de avizare succesiv și așa mai departe. Tocmai pentru că avem un timp de recuperat. Deci nu mai avem timpul material. În ceea ce privește strategia, este strict esențială. Chiar și în acest al 12-lea ceas, trebuie ca această strategie să fie o strategie, în primul rând. Deci o abordare integrată și pe termen mediu și lung. Nu se poate ca la fiecare 6 luni să discutăm despre privatizarea integrală a sistemului, a administrării sistemului public, după care să revenim. Avem coplată, nu avem coplată. Și la fiecare 6 luni să avem câte o bombă care poate face deliciul dumneavoastră a jurnaliștilor, dar din punct de vedere al utilității față de sistem, consider că sunt chiar de-a dreptul instructive. Nu uitați că avem nevoie de suportul populației, spunea doamna director. Ori suportul populației trebuie să-l faci printr-o educație continuă. Ce continuitate putem să dăm unei educații când avem tot felul de bombe de asemenea calibru care, repet, doare fâsie, nici măcar nu explodează, pentru că ele nu se materializează într-o legislație coerentă, nici nu se poate face asemenea, dacă vreți, echilibristică legislativă. Și atunci va trebui să gândim această strategie. Cât putem face anul acesta, din punct de vedere legislativ și instituțional? Cât se poate face în anul 2013 și așa mai departe? Cu ce tot ce înseamnă o strategie? Cu etape, da? Cu responsabilități, în primul rând, și așa mai departe. Domnul Radu, pentru că domnul Constantinescu amintea mai devreme de gradul de educație al publicului, înțeleg că grupul de lucru acționează, din partea USAR, acționează în această direcție de relații cu autoritățile și elaborarea sau completarea proiectelor existente. Aveți și o componentă în direcția promovării educării publicului. Să nu uităm totuși că publicul larg, cred că cel mai recent exemplu prin care populația României a luat la cunoștință despre necesitatea reformei în sănătate au fost săptămânile din ianuarie, când ne amintim cu toții ce a fost și care a fost efervescența, bineînțeles pe un aspect punctual, însă vorbind în general de aspectele care țin de asigurări private de sănătate. Din acest punct de vedere, care este abordarea USAR? Înainte de a vă răspunde, pentru că v-ați referit la ce s-a întâmplat în ianuarie cu proiectul precedent, cred că de acolo din acea situație ar trebui să învățăm foarte multe. Acela a fost un exemplu de punere în dezbatere publică a unei legi, fără ca ea să fi fost discutată cu toți factorii implicați și mai ales fără a pregăti consumatorul final. Ce urmează să se întâmple? Cum urmează? Cât va dura implementarea? Care va fi impactul asupra mea ca și potențial pacient? Da? Cred că de acolo ar trebui să se învețe foarte mult. Deci acea lipsă totală de transparență și faptul că un grup foarte restrâns au lucrat la acel proiect a avut ca rezultat, chiar dacă el a pornit punctual de la serviciile de smur de urgență, dar după aceea au început în cascadă referiri nu tocmai pozitive la asigurătorii privați și așa mai departe. Dar ca să revin la întrebarea dumneavoastră, am să mă refer strict doar la anul care a trecut. Noi am avut 2 conferințe care au fost inițiate de către USAR cu o deschidere foarte mare, invitând toate părțile implicate, inclusiv diferitele asociații
ale bolnavilor din România, ale pacienților, medici, inclusiv medicină primară, deci și medicii de familie, care de fapt, în mod normal, în următorii ani, acolo ar trebui de fapt să se îndrepte, în primul rând, să spunem așa, atenția, pacientul și prevenția de acolo ar trebui să înceapă pentru a putea să scădem numărul de zile de spitalizare de care se plânge ministerul, care are costurile cele mai mari, împreună cu medicamentele. Deci am inițiat aceste conferințe, tocmai încercând să explicăm tuturor celor care, prin presă, mass media, toate instrumentele de comunicare, au transmis mai departe mesaje, cam ce ar urma să se întâmple, bineînțeles, având cunoștințele de la acel moment. De asemenea, am avut la televiziune, am avut câteva emisiuni special dedicate pentru a vorbi despre asigurările suplimentare de sănătate, beneficiile unei astfel de asigurări. Și aceste proiecte vor continua și anul acesta, nu neapărat pentru că în continuare vorbim despre o potențială reformă, dar într-adevăr pentru a încerca cu sau fără această reformă să arătăm importanța unei asigurări de sănătate, beneficiile ei și că este mai bine să previi decât să ajungi în situația în care, pentru că absolut toți asigurătorii care în acest moment, în această piață mică, privată, oferă aceste tipuri de asigurări, au o componentă foarte importantă și aceasta este prevenția. Toată lumea oferă cel puțin un control anual preventiv, ceea ce este foarte important și vreau să vă spun că avem asigurați, vă spun acum din propria noastră, mea experiență, din portofoliul Eureco, mai ales cei care deja au vechime 2-3-4 ani, nu treci. Deci s-au învățat cum se face anul și fac controlul, ceea ce de fapt nouă ne aduc daune mai mici, pentru că prevenim orice boală și diagnostic la timp găsit, înseamnă costuri reduse de a deveni sănătos cât mai repede. Așa încât avem acțiuni și ele vor fi continuate și anul acesta. Am înțeles. Și tot la nivelul UNSAR, ați mai spus că ați făcut un studiu legat de acordarea de deductibilități la asigurări de sănătate. Dacă ne puteți vorbi puțin despre el. În termeni financiari, ce ar însemna asta pentru stat? Deci pentru stat... de costuri și ulterior de câștig. Cu plusuri și minusuri. Cu plusuri și minusuri, da. Exact. Studiul de impact pe care l-am făcut a fost făcut pentru următorii 6 ani. Am pornit de la o deductibilitate de 25 de euro pentru angajat și respectiv angajator, ceea ce ar însemna 50 de euro pe lună. Am considerat că în următorii 5-6 ani, cam undeva între 10 și 20% din cetățenii României ar achiziționa aceste tipuri de asigurări, fie direct, fie prin angajator. Astfel încât sumele totale care s-ar aduna și care de fapt ele s-ar reîntoarce sub formă de daune, ca să spunem așa, către furnizorii de servicii medicale, indiferent că sunt de stat sau privați, ajung undeva la 1,3-1,6 miliarde de euro. Dacă considerăm cu bugetul sănătății cel care public, care noi îl știm, e undeva la 5 miliarde de euro, chiar dacă va crește în următorii ani, dar nici într-un caz nu cred că se va dubla sau tripla, acest lucru ar însemna fonduri adiționale undeva între 6-8 până la 10% către sistemul de sănătate. Ce ar pierde statul în acești ani? Ar pierde impozitele și contribuțiile care în acest moment se plătesc în momentul în care angajatorul ne oferă acest beneficiu nou ca și angajați, pentru că se consideră beneficiul salarial și automat e purtător de taxe și impozite. Calculele ne arată că statul ar pierde undeva la 17-20 de milioane anual. Dar ați putea câștiga către sistemul de sănătate, haideți să nu ne ducem, să spunem, 1,3-1,6 și 1 miliard de euro în fiecare an. Tot este. Față de pierderea de 20 de milioane care ar avea Ministerul de Finanțe, cred că și pentru asta nu este nevoie de o nouă lege a sănătății. Deci, acordarea de deductibilități este și modificarea codului fiscal. De modificarea codului fiscal. S-a vorbit mult în această dimineață și de competiția între abonamente și asigurările private de sănătate din punctul de vedere al tratamentului fiscal.
Da, noi nu dorim să nu mai existe abonamentele de sănătate oferite de către furnizorii de servicii medicale. Noi suntem parteneri cu ei ca să putem și noi să oferim asigurările private de sănătate, dar eu cred că acest tratament ar trebui să fie egal. Deci dacă vorbim despre o competiție, ar trebui să pornim în momentul în care mergi la un angajator sau la o persoană fizică și prezinți un abonament, care sunt beneficiile, acesta este prețul. Aceasta este o asigurare privată de sănătate care oferă pe lângă partea de ambulatoriu și spitalizare și intervenții chirurgicale. Sigur că prețul este automat un pic mai mare pentru că riscurile preluate sunt mult mai mari. Noi nu avem nici în acest moment niciun beneficiu, nu noi, cel care cumpără de fapt, niciun beneficiu din punct de vedere fiscal dacă achiziționează o asigurare. Da. Deci întotdeauna balanța, trebuie să recunoaștem că nici nivelul veniturilor cetățenilor din România nu este la nivelul altor țări din Uniunea Europeană și sigur că întotdeauna se va uita de două ori ce cumpără și la preț. La preț. Da? Deci s-ar putea să gândim și acesta este adevărul. Cred că la spital șansele să ajung sunt mult mai mici decât să în timpul unui an să am nevoie de un medic pentru un control, o răceală sau ceva mult mai ușor. Și atunci sigur că voi alege abonamentul. E și de mă mai gândesc anul viitor. Și mai vedem, poate... pentru că da. Întotdeauna riscurile cele mai grave, noi nu vrem să ne gândim să le percepem, la ele. Da. Da. Și punând în balanță aceste aspecte, suntem un pic defavorizați. Da, într-adevăr, tratamentul fiscal egal ar ajuta foarte mult la dezvoltarea pieții. Dar nu e vorba numai de a crește volumul de prime brute subscrise în domeniul asigurărilor de sănătate. E vorba că acești bani se întorc. Daunele la sănătate se întâmplă la a doua zi. Deci banii acestea se întorc în sistemul de sănătate. Domnule Constantinescu, am înțeles mai devreme că autoritatea de supraveghere face tot ce ține sau în limita competențelor sale pentru a sprijini această reformă. Și mai mult decât atât, considerați că piața asigurărilor este chiar pregătită pentru startul acestei reforme. Cum vedeți dumneavoastră, pentru perioada următoare, care ar trebui să fie următorii pași în implementarea reformei, pornind de la elaborare, și care ar fi următorii pași care trebuie făcuți în domeniu? Așa cum spuneam, reforma trebuie să privească acest proces complex în complexitatea lui. Sigur că pare un truism, dar asta înseamnă că toți factorii de decizie trebuie să contribuie atât la procesul legislativ, cât și la configurarea acestei strategii. În al doilea rând, când discutăm de dezbatere publică, trebuie să înțelegem că aceasta are loc după ce factorii implicați, încă o dată spun, Ministerul, Casa de Asigurări, CSA-ul, sunt pe o poziție relativ comună. Și după aceea, când vorbim de dezbatere publică, este dezbaterea actorilor, cu actorii pieței și cu persoanele implicate până la nivelul consumatorului. În al treilea rând, ar trebui foarte clar etapizat ceea ce se poate face din toate punctele de vedere. Din punct de vedere legislativ, să nu uităm că după ce apare această lege de reformă, să spunem, va trebui să fie elaborată legislația secundară, vor trebui, care e foarte importantă, pachetul de bază, mă opresc numai la el, cât de important este și așa mai departe. Resursele care pot fi alocate și în acest fel să putem da o coerență acestei reforme. Altminte, riscăm ca la fiecare guvern care apare să fie nevoit, dacă vreți, Ministrul Sănătății, să o ia de la zero și să înceapă un alt proiect și sigur că un asemenea demers este și foarte costisitor, este și foarte păgubos și la urma urmei utilizatorul final, cetățeanul, are de pierdut. Domnul Radu, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii, spuneți mai devreme că aveți mai multe scenarii pregătite sau acțiunile dumneavoastră sunt calculate pentru mai multe scenarii. Care este scenariul optimist pentru perioada următoare până la finele acestui an? Obținerea facilităților fiscale, urmând, definirea pachetului de bază, urmând ca... Abia, din punctul nostru de vedere, asta este opinia noastră ca și un SAR, undeva în 2013-2014 să putem să vorbim despre implicarea asigurătorilor privați
și în oferirea de servicii din pachetul de bază. Și acum o ultimă întrebare pentru ambii invitați. Domnule Constantinescu, credeți că la anul, la ziua asigurării de sănătate și viață de la FIAR, vom reuși să avem noi subiecte punctuale, concrete despre reforma în asigurările de sănătate? Nu știu, am vorbit vreo 7, dacă nu mă înșel, vreo 8 ani despre necesitatea reformei sistemelor de pensii. Eu ajunsesem într-o situație în care începusem să mă amuz și în același timp să mă întristez. Și la un moment dat, în 2 ani de zile, s-au făcut niște pași, a fost o acumulare suficient de puternică, dar o acumulare și de implicări la nivelul factorilor politice, care a adus, iată, la acest sistem. Cred că există șanse ca acest sistem să demareze și el, mă refer la sistemul asigurărilor de sănătate bazat pe acest parteneriat public-privat, și există posibilitatea ca să avem elemente noi, care nu înseamnă altceva decât defrișarea unor zone de competență necesare evoluției acestui sistem. Doamna Radu? S-ar putea să avem elemente noi de discuție, în sens pozitiv, dar cred că pentru acest lucru va trebui în continuare presiune externă și voință politică. Și să nu uităm că totuși, din punct de vedere politic, acest guvern are un mandat quasi limitat. Implicarea lui în proces este lăudabilă, dar este vorba de un termen foarte scurt de existență până în alegerile viitoare și, în funcție de acest lucru, va trebui să vedem care va fi și poziția viitorului guvern în această materie. Mulțumesc foarte mult! Așadar, am discutat și vom discuta în continuare despre asigurările de sănătate și viață aici la FIAR. I-am avut ca invitați pe domnul Dan Constantinescu, membru în Consiliul CSA, doamna Carmen Radu, membru în Consiliul Director, responsabil al secțiunii de sănătate din cadrul UNSAR, și pe colega noastră, Andreea Ionete, senior editor al publicațiilor PRIM. Noi continuăm aici la FIAR, Ziua Asigurării de Sănătate și Viață 2012. Sperăm ca la anul pe această vreme să avem mult mai multe elemente concrete de discutat despre acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. La revedere!